Soarele refuza să iasă din ascunziș. Când sătenii se aflau la un pas de a-și pierde mințile, vântul le șopti un mesaj. O chemare prietenoasă va scoate soarele pe cer, murmură spiritul muntelui. O chemare prietenoasă. Cea care descifră mesajul fu soția lui Yang Yi. Soarele nu ne consideră prieteni. De aceea nu răspunde chemărilor noastre, zise femeia. Trebuie să găsim pe cineva sau ceva al cărui glas să fie pe placul soarelui. Întâi aduseră un greiere, care cântă plăcut, dar sunetul era prea slab, iar soarele nu-l putea auzi prin piatra groasă a muntelui. Apoi veniră cu un tigru, ale cărui răgete furioase străbătură întregul ținut. Însă zgomotul îl înfurie pe soare, care scuipă foc de supărare.